Mă numesc Vlad Robot, sunt student în Republica Moldova, la Chișinău. Astăzi supunesc 5 ani de când s-a furat miliardul. Aici avem o imagine, o bancnotă de 1 miliard, unde sunt mai multe simboluri care trebuie descoperite. Analizând această imagine, vom avea o imagine mai clară. Pe verso avem evenimentele care s-au întâmplat de la furtul miliardului până și anul 2041. Ce înseamnă 2041? Înseamnă că se finisează achitarea miliardului de către cetățeni. Scopul acestei prezentații este de a aduce la cunoștința cetățenilor să fim mai conștienți, că să fim receptivi și să fim... Să nu fim neglijenți în ceea ce privește situația în țară și să ieșim și să ne punem întrebări, să punem întrebări, să întrebăm unde sunt banii noștri și să ne interesăm de viitorul nostru.